Bun găsit la Horoscopul de miercuri! De obicei, vă amintesc de toate celelalte horoscoape pe care le găsiți pe site, horoscopul lunii august, astrodrama lunii august, adică o analiză a configurației astrale, mai ales că săptămâna asta are loc un eveniment descris în această analiză astrologică. Vă rog să vedeți acest film și să descoperiți la ce mă refer în această perioadă, că are loc un astfel de eveniment deosebit, despre care am vorbit și în horoscopul săptămânii. În caz că nu ați văzut horoscopul săptămânii, vă invit să-l. Uh, vizionați sau să l revizionați ca să vă aduceți aminte ce spuneam despre unele evenimente astrale ale acestei săptămâni. Că da, este o săptămână cu evenimente mai uh, aparte, deloc ușoare, dar uh, cu impact asupra nervilor noștri. Să nu ne mire pe toți că suntem uh, stăm ca pe un butoi cu pulbere și cine știe ce se întâmplă. Um, am ajuns la Berbec, care au, spuneam și în horoscopul săptămânii, că trec printr-una din perioadele lor mai complicate. E, se pare că astăzi ceva se întâmplă, ceva vă strică planurile, ceva a părut așa din senin, intempestiv, vă ia prin surprindere și aparent vă taie tot el anul, dar tot rău spre bine, la urma urmei. E ca atunci când pică rețeaua și nu mai aveți internet și nu mai puteți lucra. Se oprește curentul în tot cartierul, iarăși nu mai puteți lucra. Apare o situație neprevăzută, o problemă de sănătate care vă rupe de activitățile pe care le-ați avut planificate pentru azi și iarăși se schimbă totul din mers. Dar spuneam că tot rău spre bine, că acel lucru care apare așa pe nepusă masă și pe moment ar fi trebuit să vă irite, să vă scoate din sărite, să vă certați cu toată lumea că lucrul ăla s-a întâmplat, de fapt, vă ajută să vă rupeți de toată nebunia și să vă relaxați. Ce puteți face? Nu aveți lumină? Stați! Nu aveți internet? Stați! Sănătatea nu vă lasă să munciți? Stați! Deci această schimbare de atmosferă nedorită la urma urmei, se va dovedi a fi exact oaza voastră de liniște, detașarea de toată nebunia. O să vă uh, convinge sigur că n-are rost să vă dați de ceasul morții, că nu merge ceva nu vă mai merge calculatorul, nu merge, asta este, până îl duceți la service, până vine cineva să vi-l repare, durează, degeaba vă dați peste cap, degeaba vă certați cu toată lumea, degeaba puneți mâna pe telefon să faceți reclamații peste reclamații, până nu se remediază și nu depinde de voi, nu aveți altceva de făcut decât să stați și dacă tot stați, de ce să nu o faceți la modul plăcut, la modul relaxant, închideți tot și plecați închideți firma și vă luați o zi liberă. Băgați calculatorul, telefonul, netul în service și vă vedeți de ale voastre, de altceva. Până spre finalul zilei veți fi uitat deja motivul acela de iritare și veți găsi clipe minunate în compensație. Da, cum spuneam, ați închis prăvălia și v-ați dus în parc și momentele alea sunt nemaipomenite. Nu vă supărați că unele planuri sunt date peste cap de factori perturbatori neprevăzuți, nu depinde de voi să, să le ocoliți și dacă tot s-a întâmplat, nu vă chinuiți acolo, nu vă turnați cenușa în cap, vai ce ghinioni sunt că nu mi-a mers, cum a putut să-mi pice mienetul. Foarte bine, faceți altceva în timpul ăsta, ceva pentru suflet, Stați degeaba, duceți-vă la strand, faceți ceva plăcut și o să vedeți că a meritat ruperea aceea de, de ritm. Dacă nu avea loc acea surpriză neplăcută, nu ați fi descoperit efectele nemaipomenite ale pauzei obligate de situație de după. Și taurii sunt într-o situație similară, tot o surpriză apare în planurile voastre, dar de fapt este o regândire a unui proiect pe care l-ați înălțat cam tare. Ați ridicat ștacheta prea sus, ați visat mai mult decât puteți obține, vă bazați pe cineva care a promis marea cu sarea, dar nu poate să ducă la îndeplinire acest lucru. E, un astfel de moment, o astfel de trezire la realitate vă aduce înapoi cu picioarele pe pământ. Bun, nu înseamnă că se strică tot, nu înseamnă că pierdeți tot din visul acela enorm pe care vi l-ați făcut. Nu, doar sunteți readus un pic în pătrățelul vostru, atât puteți de aici până aici, că s-ar putea pătrățelul pe care vi l-ați stabilit inițial să fie un pic prea mare pentru puterile voastre, pentru resursele voastre, și ceva apare care vă readuce înapoi în matcă da, ob obligat cumva de, de împrejurări. Nu e chiar ceea ce v-ați dorit. Probabil ați așteptat mai grozav, mai frumos, mai sus decât uh, ceea ce primiți. Dar descoperiți că, de fapt, faptul că se restrânge așa cadrul și rămâneți din nou în pătrățică, aia va ieși perfect. Cu cât te extindeți mai tare pătrățica, nu va mai ieși perfect. Există riscul să ratați, să pierdeți, să greșiți. Deci, mulțumiți-vă cu puținul pe care, care mai rămâne din toată povestea asta, pentru că va ieși bine. Asta puteți de aici până aici, dar va fi a, așa cum stăm puterile voastre. Și, într-un final, veți descoperi că e exact ceea ce vi se potriva, potrivea, ceea ce vă doreați, ceea ce meritați, că. Probabil ați ridicat un pic prea sus ștacheta și ați supradimensionat un vis, un plan, un scop, l-ați ridicat mult prea sus, ați um, întins cumva coarda, e, nu puteți ajunge până acolo unde ați întins coarda, deci mai detensionați un pic coarda și reveniți în pătrățel că roadele vor fi mult mai bune, mai pe nivelul puterilor voastre. Uh, pentru Gemeni este o zi activă uh, pentru că sunteți prins într-o situație uh, plină de neprevăzut, plină de vicisitudini. Uh, a pornit bine. Ați fost foarte activ, foarte implicat, foarte dornic de această nouă aventură. E, după primii pași încep să apară. Uh, și micile probleme. Micile probleme, nu sunt mari. E ca și cum ați pornit pe o mare cu valuri mici, line, frumoase, totul era minunat, înaintați cu bărcuța voastră în ritmul propriu, vă plăcea ceea ce vedeați în toată călătoria asta. E, după ce mergeți o vreme, un pic mai spre larg, încep să se formeze valurile. Întâi mici, pe urmă cresc, și probabil se va ajunge și la niște mici furtuni. Nu e o situație gravă, nu înseamnă că se întâmplă ceva major, dar uh, nu e ceea ce părea la început. Marea era calmă, mare era liniștită sau lacul sau râul. Era ok. E, problemele după aceea apar. Și o să le faceți față cu brio. Asta e important. Pentru că nu v-ați aruncat pe marea asta, fără măsuri de precauție. V-ați luat și un colac de salvare, v-ați luat și o bărcuță bine echipată, poate mai aveți și o vestă de salvare, poate ceva, poate sunteți un foarte bun uh, notător sau uh, canotor ca să puteți înainta, înainta pe această mare. Deci nu vă așteptați că dacă ceva apare simplu, frumos, minunat, liniștit la început, așa va fi pe parcurs. Dați piept și cu schimbările de ritm, și cu noutățile neprevăzute, și cu micile sau marile provocări, dar la care veți face față cu brio, că sunteți pregătit cu tot ce vă trebuie. Nu o să vă ia nimic prin surprindere, nu o să vă răstoarne nimeni în barca. Oricât de mare ar fi valul, veți ști să treceți prin el că v-ați luat toate măsurile de precauție la început. Pentru orace este o, o zi conflictuală din anumite puncte de vedere, dar atacurile altora asupra voastră vă fac să vă schimbați voi părerea despre propria persoană. Nu meritați asemenea critici, asemenea judecăți de valoare pe care unii vi le aruncă acum în spate Poate un fel de jignire, un fel de, parcă sunteți umilit, parcă sunteți intimidat de cineva, vi se aruncă în spate greșeli, probleme pe care ei zic că le-ați le fi cauzat și dintr-o prea mare conștiință s-ar putea să vi le asumați. Da, am făcut asta, chiar dacă nu le-ați făcut. Fiți totuși atenți să nu vă duceți, să nu, să nu luați în spinare responsabilități care nu vă aparțin, nu vă reprezintă. Poate unii anume aruncă totul pe umerii voștri ca să scape ei de răspundere. E, dar vă prind într-un moment mai fragil, emoțional, în care spuneți da, iau, Preiau pe umerii mei. Da, am făcut-o, da, am comis-o. O să plătesc pentru asta. Nu e cazul. Nu e cazul să vă priviți într-o oglindă deformată și să vă găsiți numai defecte doar pentru că cineva spune că aveți aceste defecte. Dacă voi aveți o părere bună despre voi, cel din față poate să spună vrute și nevrute, că nu are cum să vă afecteze. Dar dacă și voi sunteți într-un moment fragil și vă vedeți urât, prost, plin de defecte, o, un atac la persoană venind din partea altora, mai ales dacă sunt mai mulți care se coalizează împotriva voastră, s-ar putea să aibă efecte negative asupra psihicului și chiar să credeți că ceea ce vă spun ceilalți despre voi, că sunteți sau că ați făcut, sau că ați greșit, voi chiar să credeți că le-ați făcut. Nu vă lăsați pătat de alții care altceva nu știu să facă decât să critice, să atace, să lovească pe alții când ei n-au cu ce să lăuda. E ceva similar acelor postări pe Facebook sau pe YouTube, care cineva muncește, își pune în joc acolo toată munca, toată, toată toate cunoștințele, așa cum fac și eu acum și vă vorbesc. E, și dintr-o dată, după ce persoana respectivă, bloggerul respectiv, vloggerul respectiv și-a dat cu părerea, e părerea sa în care crede, se trezește dintr-o dată cu un val de comentarii malițioase, de hater, de atacuri la persoană, mulți care n-au nimic de spus, ei, ei n-au apărut niciodată pe Facebook o postare, dar abia așteptau ca bloggerul respectiv să posteze ca să-l atace. Ceva similar trăiți și voi astăzi încât vă doare foarte tare vă așa de tare încât ați fi în stare să renunțați la a mai fi blogger din cauza atâtor atacuri. Renunțați la punctul vostru de vedere că prea a născut controverse. Ștergeți contul, ștergeți comentariile, faceți un răspuns de... prin care să arătați că sunteți foarte afectat. E, nu asta este calea, ci să nu credeți în ceea ce spun ceilalți. Gura lumii slobodă și n-ar trebui să plecați urechea la astfel de atacuri nemeritate. Continuați pe calea voastră, și cât timp voi credeți că ceea ce faceți este bine, e conform imaginii voastre despre propria persoană, asta este calea să mergeți pe drumul vostru, indiferent de haterul care așteaptă la cotitură. Pentru lei nu este o zi tocmai plăcută, s-ar putea să fiți un pic afectat de niște lipsuri, ceva vă lipsește. Ori din punct de vedere material, numărați câți bani mai aveți la dispoziție, și calculul nu prea e promițător arți avea nevoie de niște resurse și ele de unde nu Cineva a promis că vă poate ajuta și dă bir cu fugiții. Deci e un sentiment de sărăcie. V-ați bazat pe un anumit coș de merinde și acum când ați avea nevoie de merindele din coș, nu e nici coșul, nu sunt nici merindele, nu mai e nici promisiunea, nu mai sunt nici cei care la început păreau să vă stea alături, s-a cam golit depozitul de resurse pentru voi. E, aici poate fi vorba de un impas financiar, de incapacitatea de a intra în posesia unui bun care vă aparține de drept, să recuperați un, o sumă de bani pe care ați dat-o cuiva, poate chiar un fel de pierdere. I-ați dat și la revedere, duși sunt banii aia. E. E ca și cum ați avea în preajmă oameni negativiști în ceea ce privește um, bucuria de viață, să zicem așa, oameni care se plâng într-una, se văicăresc, n-am de aia, n-am de aia, sunt bolnav, sunt sărman, sunt ghinionist, numai despre asta vorbesc și vă influențează foarte tare și pe voi, vă prinde într-un moment uh, negativ, de lipsuri și atunci începeți și voi să priviți din aceeași perspectivă viața, de sărăcie. Cuvintele astea, n-am, 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 o să cam apară la tot pasul. Ori voi spuneți asta, ori de câte ori vorbiți cu cineva despre bani, persoana aia tot despre asta vorbește. N-am, sunt un, sunt sărman, poate el are, dar se plânge că n-are. E o atmosferă generală așa negativă de lipsă, de nefericire, de poate chiar de boală, e umbru în jurul vostru și vă influențează foarte tare, cum spuneam și pe voi. Dacă ați putea pleca dintr-un astfel de mediu, să-i lăsați pe ăștia care se plâng, să-și vadă de ale lor și voi să găsiți totuși un cârlic de care să vă agățați, speranța ar fi ideal. Dar nu prea aveți pe cine vă baza, nu prea sunt în jurul vostru oameni care au de ce se bucura. Măcar un Punctuleț mic alb să fie pe lista lor de puncte negre și să vă ajute și pe voi să gândiți pozitiv. Faptul că lipsește acel ceva, pierderea aia, poate o pierdere materială, nu, nu, e, nu aveți bani necesari, ați investit bani în ceva și n-a ieșit așa cum v-ați dorit. O afacere a picat, un job de la care ați aștepta foarte mult nu mai este al vostru. Eu un, cel pe care l-ați ratat și normal că pe moment sunteți, cădeți așa de la înălțimea așteptărilor, dar vinovați poate nu sunteți voi. Vinovată e, vinovat e anturajul care v-a tras foarte mult în jos. Nu v-a nu v-a lăsat să, să vă ridicați. V-a tras în jos, v-a îngreuiat de probleme și v-ați molipsit de negativismul din jur. Pentru fecioare este o, o, o zi foarte activă cu tot felul de gânduri, idei, planuri, uh, cuvinte, acțiuni. E o mare vânzăleală în jurul vostru, dar s-ar putea să nu fie gânduri tocmai constructive. Uh, sunteți prins într-o activitate care vă cere promptitudine, nu vă dă prea mult uh, timp de regaz, de reacție, imediat, vi se cere acum să acționați. E, și tocmai că vi se cere acum să acționați, ar putea să lăsați uh, latura voastră temătoare să, să acționeze în, în, uh, în consecință, în loc să vă puneți ambiția la treabă, voința la treabă, toate cele calități de luptător, inteligența, intuiția, toate Resursele voastre pozitive, lăsați fricile să acționeze, lăsați grijile, lăsați gândurile negative, scenariile uh, cu tentă uh, negativistă, oare ce o să fie, o să fie rău, tot felul de necazuri, vedeți dușmani, inamici la tot pasul și acestea vă trag în jos, vă împovărează mintea, sufletul, psihicul, încât în loc să înaintați cum s-ar. Uh, Cere că e o, o acțiune în plină desfășurare care nu vă permite să vă mișcați în voie. În loc să înaintați spre ceea ce v-ați propus, pierdeți multă vreme cu grijile astea. Știți cum sunteți voi, mai desfaceți firul în patru, dar desfaceți firul în patru în sens negativ. Începeți de la un lucru așa, desfăcut în bucățele, să vedeți numai problemele, numai belelele, numai lipsurile, numai punctele negative ale acelui plan, când probabil ar putea fi și multe altele foarte bune care să vă ducă mai repede spre ceea ce v-ați propus. Dacă ați putea face abstracție de atâtea gânduri negative care vă uh, uh, renăvălesc așa peste voi, ați putea uh, face pași înainte, dar dacă fricile, grijile și necazurile sunt mai puternice, o să vă cam țină pe loc și nici vorbă de eficiență, de spor în ceea ce v-ați propus. Balanțele au niște plăți de adus la zi, ați făcut o grămadă de cheltuieli sau, mă rog, o listă întreagă, mai bine zis, de uh, acțiuni care necesită bani era în așteptare. Era o listă plină cu trebuie să plătesc aia, 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 o grămadă de treburi. E, multe din lista asta se pare că sunt restanțe, datorii de ceva vreme pe care toți le-ați mutat. Nu am bani acum, le las pe săptămâna viitoare, nu am acum, luna viitoare. Toți s-au mutat de colo, 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 tocmai pentru că nu aveați bani. Astăzi s-ar putea să apară de undeva niște bănuți, nu mai bun să mai scăpați de o serie din aceste datorii. Ca tare dacă tot apar bani, nu vă aruncați în cheltuieli, poate nu atât de importante, nu atât de urgente, de stringente, ci gândiți-vă la cele mai mari cheltuieli de pe lista aia de restanțe. După ce le veți aduce la zi și le ștergeți de pe lista, o să vedeți ce bine vă simțiți, cât de relaxat sunteți, cât de mulțumit că ați mai scăpat de o serie de, de restanțe. Altfel, da, poate banii ăia sunteți tentat să-i să, -i luați, să, -i, să -i dați pe un obiect mult dorit, dar poate nu atât de uh, important în clipa asta. Ar mai putea aștepta. Îl puteți lăsa pe altă dată, când veți fi scăpat de o serie de datorii. Acum, lăsați plăcerile sau poate chiar și nevoile, da, probabil aveți nevoie de niște obiecte, dar întâi luați-le pe cele mai vechi, cea mai veche factură, cea mai veche datorie, cea mai veche rată pe care tot ați uh, uh, dus-o cu vorba. Nu mai puteți să o duceți cu vorba, că s-ar putea să devină prea mare lista de restanțe, mai mare lista de restanțe decât lista de uh, nevoi actuale, curente. Scorpionul are mult de lucru că s-ar putea să fiți prins în două activități diferite, două sarcini diferite. Și dorind să le faceți pe amândouă, clar că asta vă încarcă foarte tare programul. S-ar putea să munciți o parte din zi la sarcina numărul 1 și să lăsați sarcina numărul 2 pe a doua parte a zilei, ceea ce o să prelungească timpul de lucru până în noapte. Nu o să le puteți duce pe amândouă la îndeplinire într-un ritm normal de lucru, ci doar cu această prelungire, doar cu această um, lăsare mai către seară, mai către noapte, cine știe, lucrați, ca și cum lucrați în două schimburi. Întâi schimbul 1, faceți ceva și vă duceți la îndeplinire, după ce veniți în schimbul 2 și continuați, mă rog, altceva, faceți și care vă aglomerează programul. Ăsta este sentimentul, că lucrați pe două fronturi și ambele cer foarte mult de la voi. Aceeași atenție, dați telefoane și colo și colo, umblați de colo colo, trebuie să le faceți bine și pe una și pe alta și probabil chiar veți reuși. Aveți un talent aparte așa de a vă organiza eficient pe ambele planuri simultan, chiar dacă asta înseamnă uh, supra-solicitarea voastră din punct de vedere mental, nervos, fizic, da, Ajungeți târziu acasă, dar mulțumit că ambele sarcini, planuri, joburi, planuri, proiecte, orice o fi fost, relații, că poate jonglați două relații, două lucruri în viața voastră, așa de bine le gestionați, încât niciuna nu va fi dată la o parte, dar pe epuizarea voastră veți fi terminat la sfârșitul zilei dar măcar mulțumit că două planuri au fost bifate cu succes. Săcerzătorul este un pic răsfățat astăzi, în sensul că vi se oferă o mulțime de lucruri, vi se pun la dispoziție o mulțime de lucruri care vă fac viața vouă mai frumoasă, mai ușoară, mai facilă, mai plăcută, mai amuzantă, e... Ca la hotelul all inclusiv în care aveți tot ce vă trebuie la dispoziție. Voi nu faceți niciun efort, doar coborâți din hotel și vă duceți la masă, la plajă, la piscină, tot ce aveți nevoie este la dispoziția voastră, ba chiar mai mult decât aveți nevoie. De aceea e un sentiment de răsfăț, că stau alții la dispoziția voastră, vă oferă pe tavă tot ceea ce sufletul vă dorește. Toate simțurile au de primit ceva astăzi. Vedeți lucruri minunate, dar altcineva conduce mașina. Aveți un ghid, aveți un șofer, aveți cine știe ce persoane la dispoziția voastră care nu mai știu ce să facă, să vă vadă bucuros zâmbind. La masă vă pregătiți tot ce e mai bun, tot ce e mai rafinat, tot ce e mai scump, iarăși o, o. Da, pentru unii pare un lux acolo, pare un moft, pare. Sunt așa niște fițe pe care le puneți în joc, dar. Probabil nu vi le permiteți tot timpul. Acum vi le permiteți, vă spuneți nu-mi pasă de bani, nu-mi pasă de ce urmează, nu mă gândesc uh, că n-am uh, la toamnă bani de rechizite la copii. Acum să mă simt eu bine, dacă primesc tot ceea ce inima își dorește, tânjește, asta este fericirea de plină. Exact ăsta sentimentul de totală relaxare, de bucurie de viață, de entuziasm, de veselie, de egoism, dar un egoism în acela benefic, aducându-vă aminte de nevoile voastre, de dorințele voastre, de plăcerile voastre, acele lucruri pe care nu oricând le aveți la dispoziție și dacă tot apar, de ce să nu vă fruptați în ele? Gustul e dulce? Totul e plăcut? Totul e rafinat, totul e de lux acolo, totul la cote maxime, exact ca la un hotel all inclusive în care, clar, vă duce și vă bucurați de tot ceea ce aveți la dispoziție pentru că ați da bani pentru astea, dacă tot ați da bani. Nu înseamnă că ceea ce primiți de la viață e ceva cumpărat, dar ceea ce vine către voi e un dar minunat pe care îl luați așa cu ambele mâini, dar la modul benefic vouă, amintindu vă, amintindu-vă de voi și voi le meritați. Le-ați tot dat de o parte luni de zile, ani de zile, e, a venit și vremea să deschideți brațele și să primiți. Pentru Capricorn este o zi mai izolată din anumite puncte de vedere. E puțină lume în jurul vostru, sunteți probabil foarte legat de casă, aveți treburi pe acasă de rezolvat, poate v-ați luat o zi liberă și vă ocupați de curățenie, de redecorare, de uh, turnați betoane la o casă pe care vă o faceți la țară. Sunt activități direct legate de locuință, domiciliu, administrative, locative, gospodărie, deci sunteți mama perfectă, soția, soțul, mama sau tatăl perfect, soțul, soția perfectă, totul strâns legat de viața de familie, viața de acasă, unde dăruiți tot ce aveți mai frumos în voi, mai bun în voi. Clar că aveți și un simț artistic, estetic ieșit din comun. Deci astăzi ați putea cumpăra cea mai minunată perdea sau ați putea alege cea mai frumoasă culoare pentru dormitor. Deci vă, vă creați singur spațiu, mediu, casa, raiul pe care l-ați visat, punându-vă în valoare și talentele și uh, calitățile pe anumite planuri. Nimeni nu vă întrece... Mai ales dacă e vorba și de simț artistic, și de simț organizatoric, deopotrivă, nimeni nu vă întrece în felul în care vă puneți în joc aceste uh, talente. Clar că veți ține cont și de familie, nu înseamnă că voi decideți tot ce mișcă în casa aia, dar centrul tuturor deciziilor s-ar putea să fiți voi. Indiferent că sunteți soțul sau soția, mama sau tata, cine sunteți, sunteți omul care decide. Culoarea peretelui, mobila din dormitor, tablou din hol, toate acele elemente care, privindu-le, o să vă facă viața mai frumoasă, o să vă simțiți mai bine în casa voastră, că o animați casa. Până acum, casa era, mă rog, un loc de dormit, un loc de locuit, dar astăzi o faceți caldă, dulce, primitoare, armonioasă, frumoasă, puneți în joc tot ce vine din suflet pentru locuință și pentru traiul vostru de acasă. Și vărsătorii sunt foarte legați de casă, dar de data asta voi sunteți preocupați mai degrabă de asigurarea hranei sau a nevoilor de bază în, în familie. Um, sunteți un foarte bun bucătar astăzi, un bun gospodar. Vă puneți în valoare talentele gastronomice. Dacă chiar aveți ceva preocupări în domeniul ăsta, azi ați putea face o prăjitură extraordinară sau o mâncare extraordinară, rafinată, cu un gust deosebit. Puneți în joc multă iubire. Tot ceea ce faceți pentru cei dragi își capătă energia pozitivă datorită iubirii, plăcerii pe care o investiți în ceea ce dăruiți celor dragi. Toți se vor bucura de ceea ce iese din mâinile voastre și vă vor aprecia, vă vor lăuda, vă vor felicita și asta clar că vă motivează foarte mult, dar rețeta succesului tuturor lucrurilor bune care se întâmplă în casă este iubirea, este afecțiunea pe care o vărsați. Gătiți cu pasiune, gătiți cu plăcere, gătiți cu iubire. E o investiție de iubire, de sentiment viu, pozitiv, frumos. Tot ce aveți în voi, turnați în ceea ce iese din mâinile voastre și cei care se vor bucura de roadele muncii voastre în acasă, în locuința voastră, practic se Încarcă de energia voastră pozitivă, prin mâncare, prin curățenie, prin orice puneți în slujba celor dragi, de fapt, îi, îi, îi încărcați pe ei de bunătate, de frumusețe, de protecția voastră, de grija voastră, de tot ce vine mai frumos din adâncul sufletului vostru. Peștii. Se pregătesc pentru o, un eveniment, probabil în plan profesional, care generează foarte mari emoții. Aveți un trac fantastic. Parcă sunteți precum actorul care urmează să iasă pe scenă și să-și pună rolul. L-ați învățat super bine. Sunteți foarte pregătit, dar vă e foarte teamă de cine este în sală. Sunteți ca la un examen, parcă e o comisie acolo, parcă e un juru, parcă urmează să primiți un verdict, un calificativ, o, o, un document, un răspuns, este acceptat, nu este acceptat, de -aia emoția voastră este colosală că nu știți cum o să vă prezentați o să vă prezentați de minune. Lăsați și emoția la o parte și grijile la o parte că v-ați învățat rolul foarte bine, ați trecut prin materie, dacă e vorba de examen, de câteva ori până acum, n-aveți de ce să vă faceți atâtea griji. Dar nu puteți să, să țineți sub control acest fantastic track. Probabil că vă este teamă de ochiul critic a celui care vă privește, vă e frică să nu vă reproșeze ceva, să nu vă bâlbâiți, să nu uitați informația exact când trebuie să vorbiți taman atunci să vă poticniți, sunt fricile astea de dar dacă nu o să fac bine și de ce n-ați schimba tonalitatea dar dacă o să faceți bine, probabil o să fie notă foarte bună după ce veți ieși la rampă și o să vă arătați valoarea, pentru că v-ați pregătit. Nu vă duceți cu tema nefăcută, nu e nici prima dată când ieșiți în fața acestui auditor de orice natură ar fi el și sunteți specialist în domeniul respectiv. Că e mai mare emoția decât specializarea, asta e adevărat, dar știți ceea ce aveți de spus. Sunteți as în domeniul pe care urmează să-l prezentați. De aceea, și emoția poate fi ținută foarte bine sub control, mai greu, dar poate fi ținută, că și cei din fața voastră care vă ascultă vă vor admira, vă vor felicita, vă vor aprecia, vor vedea că sunteți de valoare, nici vorbă să vă caute nod în papură că v-ați bâlbâit, că v-ați poticnit, că n-ați spus totul ca la carte. Pentru cei care vă ascultă, indiferent care e nivelul acestui auditoriu, sunteți un exemplu, demn de laudă, demn de apreciere și, în final, o să primiți și aplauze. Cam asta este ziua de miercuri pentru toate zodiile. Vă invit din nou în site, în așa cum fac de obicei. Abonați-vă în cazul în care vreți să fiți la curent cu ceea ce urmează și să ne vedem cu bine și mâine!